Dacă dorești să dublezi producția de vinete în sezonul acesta și în cele ce urmează, rămâi cu mine până la sfârșitul acestui clip. O să discutăm despre 10 sfaturi și soluții pentru a crește vinete cu succes. Aceste sfaturi nu te vor ajuta doar să dublezi producția, te vor ajuta și să obții vinete cu adevărat gustoase. Începem imediat! Salutare dragi prieteni, eu sunt Mario și pe acest canal împărtășim cele mai bune sfaturi și informații pentru a cultiva ușor și productiv. Astăzi o să discutăm despre dublarea producției la vinete. Înainte de a începe, pentru cei noi pe canal, nu uitați să vă abonați, iar pentru restul, așa cum v-ați obișnuit deja, încercăm să ne încadrăm în cele două minute, așa că dăm drumul la cronometru și începem. Vinetele iubesc vremea caldă și sunt recoltate la jumătatea spre sfârșitul verii. Indiferent dacă cultiv vinete în câmp deschis, în solar sau în ghivece, aceste sfaturi se aplică indiferent de metoda de cultivare. O să vă arăt și cum puteți obține cele mai gustoase, dar și cele mai mari și frumoase vinete. Numărul 1. Alegerea varietății. Sunt foarte multe tipuri de vinete. Vinete pestrițe, albe, indiene, vinete verzi, vinete japoneze, vinete italiene și multe altele. Sfaturile despre îngrijire se aplică tuturor tipurilor de vinete. Dacă doriți un gust deosebit, există hibrizi care au această caracteristică și anume un gust deosebit. Puteți studia hibrizii disponibili pe piață, eu vă recomand din experiență să încercați Onyx, Aragon și Esmeralda. Dacă aveți voi alte recomandări, le aștept jos în comentarii. Semănatul. Vinetele cresc cel mai bine în condiții de căldură. Momentul potrivit pentru semănat este când temperatura solului este de peste 20 de grade Celsius. Puteți semăna semințele direct în pământ sau puteți folosi alveole pentru a face răsaduri sau puteți folosi chiar și ghivece. Dacă folosiți alveole, puteți transplanta răsadurile obținute în pământ. În oricare din cazuri, adâncimea să nu fie mai mare de 50 mm. Folosiți un pământ de calitate, de preferat un mix de pământ care să conțină și compost, în proporție de 40-50%. În general, acestea germinează în una-două săptămâni, pot fi transplantate după aproximativ 4-6 săptămâni. Alegerea locului de cultivare. Puteți crește vinete destul de ușor în ghivece de peste 30 de cm. Trebuie totul să aibă cel puțin 30 de cm atât în diametru cât și în înălțime. Puteți folosi ghivece fie din plastic, dacă sunt de bună calitate, sau chiar din ciment. Puteți folosi chiar și saci de textil, special pentru a crește diverse plante în ei. Am mai discutat despre acest saci în alte clipuri. Mai ales dacă doriți să creșteți vinete pe balconul apartamentului, de exemplu. Acești sas sunt foarte benefici pentru sistemul radicular al vinetelor. Dacă alegeți ghivece, asigurați-vă că au suficiente găuri de drenaj. Dacă aveți posibilitatea, alegeți un ghiveș de culoare închisă, deoarece acestea absorb căldura mai bine și vinetele iubesc temperaturile ridicate. Dacă alegeți să cultivați vinetele în grădină sau în spațiu deschis, vă recomand să construiți răsadințe în care să adăugați voi pământul, fie că este turbă sau alt mix de pământ special pentru cultivat legumă. Acest lucru va Îmbunătăți drastic rezultatele. Lumina solară. Indiferent în ce metodă alegeți să cultivați vinetele, asigurați-vă că locul în care alegeți să o faceți, acolo există suficientă lumină solară. Au nevoie de lumină solară directă, cel puțin 6 ore pe zi. De asemenea, aveți grijă ca polenizatorii, cum sunt albinele și fluturii, sunt prezenți și pot ajunge cu ușurință la vinete. Dacă nu, acestea vor produce mai puține fructe sau chiar deloc și un procent mare din flori o să cadă, fără să producă fructe. Nu face stropiri cu insecticide, în special în perioada înfloritului, deoarece acestea vor alunga sau chiar omorâ polenizatorii. Irigatul. Acesta este un factor cheie pentru dublarea producției de vinete. Oferiți vinetelor un pământ reavân în permanență și nu așteptați niciodată ca solul să se usuce, Irigatul incorrect va produce fructe fără gust, cu dimensiuni reduse și de o calitate foarte slabă. Sau chiar avortarea completă a acestora. Irigatul zilnic este o regulă generală și nu ar trebui să îți faci griji de supraerigare. Dacă solul este de calitate, bine drenat și ghivecele au găuri pentru drenaj, nu veți avea niciun fel de probleme. Când irigați, faceți-vă obiceiul să udați astfel încât apa să ajungă în adâncime până la rădăcini. Puteți lua în considerare să folosiți mulci la suprafața solului pentru a reține apa în sol. Dacă vreți să aflați mai multe despre mulcire, am făcut un video complet despre acest subiect, așa că puteți da click aici sus sau o să vă pun jos în descriere linkul. Fertilizarea. Acesta este un alt pas foarte important dacă doriți să aveți multe flori și automat multe fructe, dar și plante sănătoase. În timpul înfloririi și formării fructelor, dacă nu le asigur toți nutrienții necesari, inclusiv fier, mangan, magneziu și alte microelemente, acestea îți vor arăta semne de carență, poate avortarea fructelor sau fructe de dimensiuni mici și așa mai departe. În această perioadă folosiți îngrășăminte cu un procent ridicat de fosfor și potasiu și de asemenea folosit și îngrășăminte care să aibă un procent ridicat de micronutrienți esențial. Controlul bolilor și al dăunătorilor. Vinetele sunt des afectate de paianjen, trips, gândacul de colorado, dar și de boli cum sunt micozele și virozele. Prevenția este cheia, așa că utilizați insecticide și fungicide chimice sau organice, am făcut un video despre cum puteți obține un insecticid natural făcut acasă din ulei de nim, pe care îl găsiți în comerț. Dacă sunteți interesați, o să găsiți linkul în descriere sau puteți da click aici sus. Copilirea sau curățarea vinetelor. Prima etapă este ruperea vârfurilor. Acest lucru va face ca planta să dezvolte mai multe ramuri și va deveni ca o tufă. În acest mod, producția va fi mult îmbunătățită. Puteți curăța plantele de ramurile nesănătoase sau cele care sunt moarte deja, pentru a păstra plantele frumoase, dar și pentru a asigura o circulare bună a aerului, care elimină posibilele boli să se răspândească. Ca un mic pont bonus pentru a obține fructe mari, pe lângă toate celelalte sfaturi despre care am discutat deja, trebuie să reduceți numărul de fructe per plantă. Nu lăsați mai mult de 6-8 fructe per plantă. Pentru cele mai gustoase vinete, recoltați-le când acestea sunt tinere. Acest lucru va încuraja și formarea de noi fructe. Verificați perioada de vegetație pentru hibridul pe care îl alegeți. În general, vinetele ajung la maturitate la aproximativ 100 de zile, așa că le puteți recolta la aproximativ 80 de zile sau chiar mai puțin. În acest mod veți obține un gust deosebit. Dacă pielea fructelor este strălucitoare și fără riduri, cu o culoare uniformă, acelea sunt cele mai gustoase vinete. Mulțumesc că m-ați urmărit până la sfârșit. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai un like și un share prietenilor tăi și bineînțeles abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să fii notificat când postez clipul următor, pentru că este gratis. Pace!